Dacă nu v-ați hotărât încă pentru un cadou de ziua îndrăgostiților, aveți la îndemână cele mai delicioase variante, torturile și prăjiturile. Una dintre cofetăriile din oraș a pregătit în această perioadă produse speciale pentru îndrăgostiți. Fiind ziua iubirii, când și cei mai timizi oferă cadouri simbolice persoanelor îndrăgite, noi am venit în sprijin lor cu prăjituri, torturi sub formă de inimă, astfel încât, dacă le pierde glasul, să nu mai fie nevoie de cuvinte pentru a-și exprima sentimentele. De Valentine's Day, cofetarii le reamintesc romanticilor că dragostea trece prin stomac, iar cel mai bun mod de a sărbători ziua rămâne ciocolata, fie ea neagră, albă sau cu lapte. Ciocolata căreia îi se adaugă o cremă de portocale sau de fructe de pădure. Iată combinațiile care îi vor îndulci pe îndrăgostiți. Acest tortuleț este un picuț mai haios și are în compoziție mus de ciocolată și cremă de portocale. Le-am mai pregătit mini-inimioare cu mus de ciocolată neagră, ciocolată cu lapte și ciocolată albă, cele roz micuțe, cremă de ciocolată, după aceea o altă combinație de ciocolată cu fructe de pădure, în funcție de preferințele fiecăruia. Giurgiuvenii își pot alinta partenerii cu o inimă dulce haioasă la prețul de 40 de lei. La fel de haioase sunt și torturile îndrăgostite și costă puțin peste 20 de lei. Inimile mai mici se vând la prețul de 10 lei, iar mini prăjiturile la 4 lei.